Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit pe oameni buni la un nou videoclip pe canal și astăzi vreau să ne jucăm pe o hartă intitulată În căutarea lui Igor Dodon. Știți foarte bine că eu și Sami avem niște dume cu Igor Dodon, nu mă întrebați de ce, pentru că n-am nici cea mai mică idee. Fraților, este o hartă făcută de către Ovidiu și sincer sunt foarte, foarte curios să vedem de ce a pus acest nume, frate, hărții. Avem aici În căutarea lui Igor Dodon, așa ca titlu, și avem patru bărți. Îmi place că gen în spawn avem posibilitatea să vedem așa câteva spoilere, gen câteva construcții. Uite, și acolo mai sunt câteva construcții și acolo este o construcție destul de mare, fratele, este, nu știu ce este, un castel, nu știu, poii mei. Haideți, vedem, avem aici poveste, nivele, reguli, kit, comenzi și info, cred, da. Hai să mergem la info și trebuie să o luăm așa în dreapta, să vedem despre ce este vorba. Avem aici calcă și am călcat și am primit o carte cu info. Salut, Andrei, mă numesc Ovidiu, am 14 ani și ți-am pregătit o mapă, sper să-ți placă. Bun! Puțin informații, frate, scurt și la obiect așa cum trebuie. Bineînțeles, înainte de a începe, aș aprecia foarte mult oameni buni dacă, nu știu, fiecare dintre voi ați apreciat, apreciat, what the fuck, ați apăsat acel buton de like să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri, mai ales că știu că vă place această serie și chiar ar fi super, super tare să strângem acolo, nu știu, peste 2000 de like-uri. La acest episod, mamă, două cărți cu reguli. Și ce altceva, frate, aici este kitul, cred. Regul, nu sparge nimic, doar dacă spun eu, fără game, o stai pe peaceful până la ultimul nivel și distrează-te. Deci, sunt deja pe peaceful, avem aici spawn. Info, poți lua doar un set de armură. În cufere se află arme și mâncare. Ia ambele cufere. Deci doar un set de armură. Aici avem comenzile, care cred că mi le-a setat. Frate, de ce mi s-a oprit? De ce mi s-au oprit căștile? Comenzile au fost setate. Super tare și poți lua decât un... Așa, aici avem itemele de care avem nevoie. Pe oricum este decât un... LOL, Black Stained Glass. Opa, așa. Bine, oricum era deja un set. To be honest, corect. Deci oricum era un set. Hai să luăm pe ăsta. Opa. Hoba, 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 hai să vedem ce armură avem. Bă, armură de gol, protection 4, știi care e treaba cu armura de gol? Că se sparge foarte repede. Și aici zicea că poți lua doar un set de armură. Bun, spawn. Super tare. Deci am fost. Aici avem nivele. Aici avem reguli, kit, comenzi, info, poveste. Hai să vedem povestea, frate. Hai că toți suntem curioși de poveste. Să vedem de ce trebuie să-l căutăm pe Igor Dodon. Ok. Cu toți să știm de dragul nostru prieten Igor Dodon. Ei bine, acesta a fost răpit de Herobrine. Oh, no. Herobrine ți-a avut câteva probe pe care să le treci baftă, frate. Mi-a plăcut cum a spus. Cu tot să-l știi pe dragul nostru prieten Igor Dodon. Igor Dodon este prietenul tuturor, frate. N-aveți cum să nu știți pe Igor Dodon, președintele Moldovei. Nu știu, mi se pare interesant numele lui Dodon. Știi, dar e ok, nu știu. What the fuck. Nivele. Bun, hai să vedem. Aici avem nivelele. O, asta e camera cu nivele. Mamă, câte nivele avem, ești nebun? 8 nivele, ăla este finalul. Deci 8 nivele plus finalul. Hai să vedem. Nivelul 1. Vei fi teleportat către nivelul 1. Spam. Băi, ești nebun? Spawn point. Nivelul 1. Cred că știm deja ce trebuie să facem. Suntem aici într-un castel fără fund. Sună ceva castel fără fund, așa-i. A, îl facem easy, frate. Este un parcurs easy ăsta. Dacă n-o să dau eu un fail de la nebun. Cum? Oh. Deci mă credeți că eu... N-am vrut să fac asta, băga mea. Mă, credeți că eu acolo, gen, am crezut că nu o să ating și am ținut space-ul apăsat și, gen, am sărit dublu ca un idiot? De ce am sărit dublu, iarăși era să dau un fail de ăsta? Frate, graba strică treaba. Bro. Fix asta era să zică, graba strică treaba. Asta urma să spun, frate, graba strică treaba. Super interesant, gata, hai, ne concentrăm. Nu ne mai grăbim. Nu dăm fail, ești nebun? N-avem cum să dăm fail, fratele meu. No fail, guys. Oba. Easy peasy. Uite, și uite de fapt cât de ușoare erau săriturile, frate, și am dat fail pentru că m-am grăbit. Felicitări! Mulțumesc foarte mult! Oba, bun, hai să vedem, asta a fost primul nivel. Hai să mergem la nivelul 2, care este aici în dreapta, uite aici, nivelul 2. Vei fi teleportat către nivelul 2, îmi place așa, gen suspans, make it, break it. Ok, informații, hai să vedem. Nu știu, sună interesant. Acest nivel se numește Make It Break It, deoarece trebuie să pui blocuri și să spargi blocuri. Sper să-ți placă, pe niște semne va fi scris cam ce trebuie să faci. Ok. Acest nivel constă în a pune și a sparge blocuri. Poți sparge doar blocuri de fier, lapis, etc. Poți pune doar blocuri de emerald peste minereu de emerald, etc. În dreapta o să ai un model de Make It, în stânga o să ai un model de Break It. Hai să vedem, model de Make It, deci, model. Acestea sunt singurele blocuri pe care poți să le pui sau spargi. Și numai blocuri de lapis, de emerald, de fier, de gold, de diamant, de căuci și de restul. Ok, am înțeles. Cred că ți-ai dat seama ce trebuie să faci. Deci avem aici. Deci putem pune blocurile astea pe tipul ăsta de blocuri sau care e treaba?
Ok. A, da, uite că este gen blocul ăsta de gol și putem pune... Ok, am înțeles, frate, easy. Și de spart, hai să vedem. Deci de pus este chiar ușor. Peste minereul de emerald punem blocul de emerald, ceva de genul. Ok, deci doar blocurile astea pot să le sparg. Ok, deci aceleași blocuri. Apasă pentru a începe. Dacă ești gata, apasă. Haba, partea 1. Ok, o să fie interesant. Deci chiar o să fie interesant. Hai să vedem. Nu știu, frate, n-am mai făcut niciodată un astfel de nivel, dar chiar mi se pare o idee super, super faină. Deci, citește. Hai să vedem, citește. Dacă pui un bloc greșit, târnăcopul te va ajuta să spargi baftă. Avem aici târnăcopul și aici avem... Citește. Încă un târnăcop. Ah, ok. Bun. Hai să vedem. Deci... aici trebuie să plasez blocuri de cărbune. Aici trebuie să plasez două blocuri de fier și unul de aur. Ah, ce tare, ce tare, ce tare. Păi, și stai un pic. Eu de unde fac rost de acele blocuri? Ca asta nu se lege. De unde fac eu rost de acele blocuri? N-am primit blocuri. Cred că ar trebui să primesc ceva blocuri. Sau trebuie să fac rost de ele. Partea 1. Da, așa se o gură de sucul meu de persici. Minunat suc de persici, frate. Și ăsta chiar e natural. Deci nu este suc de la magazin. Chiar e natural, frate. Și chiar e bun. Nu știu ce am simțit nevoia să spun asta, pentru că după sigur ar fi spus cineva, păi nu-i natural, că-i de la magazin. O, uite, avem aici blocurile de fier. Ok. A, trebuie să găsesc blocurile. Aha, a, deci ce tare, trebuie să caut blocurile. Ia ce tare, frate, trebuie să caut blocurile. Și să le folosesc, uite, 5 blocuri de cărbune. Deci aici nu pot pune niciun bloc. Am nevoie de bloc de emerald. Ok. Am nevoie de bloc de cărbune. Ca să ajung aici. Aici avem, o, blocul de emerald. Băi, ești nebun cât de tare e nivelul ăsta. Deci nivelul ăsta este genial. Frazor, să stăriți acolo cu multe, multe like-uri pentru nivelul ăsta. Bă, ăsta chiar mi se pare extrem de interesant nivelul, frate. Bravo, bă, Ovidiu, super, super genial. Uite aici putem pune blocul ăsta. Aici avem bloc de lapis. Am un bloc de diamond, ok, hai să vedem ce facem blocul de diamond. Am nevoie aici de bloc de lapis, dacă e minerul de lapis. Deci, blocul de diamond, ce facem noi cu blocul de diamond? Am văzut pe afară ceva de genul, uite acolo diamant. Bun, uite acolo trebuie să-l pun, trebuie să ajung acolo. Deci, avem voie să spargem blocurile astea. Ne-a spus că avem voie să spargem, deci putem să-l spargem. Ca să punem la loc. Și putem merge, uite aici, să punem blocul nostru de diamond, să ajungem aici. Și luăm 3 blocuri de lapis cu care o să urcăm mai sus. Bă, deci cât de tare este, frate, nu știu, sunt hype pentru că e prima dată când avem un astfel de nivel. Și chiar este super, super genial, mamă, deci săriți acolo cu multe like-uri pentru nivelul ăsta. Bravo, bă, Ovidiu, încă o dată, chiar m-a iumit, chiar m-a iumit, frate. Opa. Bă, mai am nevoie de un bloc. Îs prins. Cred că mai trebuie să mai fac rost de un bloc. Sau cred că mi-a dat mai puține. Ok. Aici e 4. Cred că mi-a dat mai puține blocuri. A pus 3, dar de fapt trebuiau 4. Am eu așa. A, sau? Nu, nu. Chiar mai trebuia 1. Ok, o să pun blocul ăsta. E bine, felicitări. Apasă, deci apasă pentru a trece la partea a doua. Da, abia aștept. Hai să vedem, frate. Aici este la fel. Târnăcopul, cred că scrie același lucru. Dacă la partea întâi a fost vorba doar de make it, aici este vorba și despre break it. Sper să te descurci baftă. Ok. Asta cred că este același lucru. Deci aici trebuie să și spargem. Mamă, ce aici. Ioi, multe, multe blocuri. Deci trebuie să-mi fac aici scară cu blocuri. Avem așa două. Hai întâi să vedem așa. Ia uite. Bang, block of coal. Hai să ne uităm așa în linii mari, cam pe la toate astea. Să vedem ce găsim și după aceea vedem cum le punem, da? În funcție de ce găsim, vedem și cum punem. Ok, deci avem așa. Uitați ce tipuri de blocuri am. Ba, am și de la nivelul anterior. Cred că am nevoie de alea de la nivelul anterior. Mă gândesc eu. Uite, pot să fac chestia asta. Așa mai am nevoie să pun blocul ăla. Și luăm aici încă un bloc de diamond. Bă, ideea este că gen putem sparge, adică nu mai avem nevoie de blocurile astea. Adică putem să le spargem, efectiv. Asta și-i spus acolo. Hai să ne urcăm aici, pot decât lapis. Hai să vedem gold. Mă, eu aș putea face o chestie, n-am cum să sar acolo, nu? Deci, te uite. O, am găsit blocul de gold, ce bine, fii antrenat. Bam, bloc de gold. N-am bloc de fier. Hai mă, frate, serios. Poate vezi că pot să trec prin tablou. De ce îmi lăsește un bloc de fier? Deci putea găsi eu un bloc de fier. A, ba nu, uite, fii antena înainte. Poți să mă urc aici. Aici blocul de cărbune, dar nu are rost să-l pun. Și am găsit încă un bloc de lapis. Ok, deci nu am găsit blocul de fier.
Unde ar putea fi aici? Trebuie să pun lapis. Una, deci una, două, trei, cred că vreo 5 trebuie. Stai să nu ieși pe exterior, să vedem. Vedem ceva interesant pe aici. Poate vezi că e pe lângă casă, ascuns un bloc de fier. Opa! Aba, nu, astea sunt de pe partea aia altă. Deci aici, lângă casă, na, nu cred că este nimic. Ok, unde deranjează este blocul de fier, frate? Unde găsim noi un blocșor de fier? Pe aici m-am uitat. Aici Neceanti nu cred că avea cum să fie. Deci aici am fost. În asta m-am uitat. Poate vezi că pot să trec pe aici. Nu, nu, nu. Oh, ia uite-l! Lol, cum stătea... Bă, s-a bugat. Nu cred că e și pe partea alaltă. Deci te rog, spune că o să fie acolo. What the fuck? Serios, frate, serios. Bă, deci cum era ascuns blocșorul ăla de fier, bă, nene, bă. Dar știi care e treaba? Hai să ne dăm noi totuși un bloc acum că au dispărut ăla, că s-a dus undeva, nu știu unde s-a dus. Probabil s-o fi dus deasupra, dar nu mai are rost acum să stăm să-l căutăm, că oricum îl găsisem. Ok, deci avem blocul ăsta de fier, avem aici două blocuri de redstone. Am nevoie decât de unul și avem aici două blocuri de emerald. Ok. Deci o fi plus două... Ah, 1, 2, 3. Am urcat aici, avem un bloc de lapis. Păi bă, și stai un pic. Oi, ajunge eu oare? A, ajung, frate. A, ce tare. Și ăsta e blocul de care aveam nevoie. Felicitări, a terminat nivelul. Bă, cât de tare a fost nivelul ăsta, mamă. Deci neapărat să mai faceți nivel de genul ăsta, frate. A fost genial. A, nu mai știu unde rămăsesem. Cred că la 3. Asta a fost 3-ul. Nu, acum este nivelul 3, trivia. Bun, super tare. Nivelul 3, trivia. Bam. Aici, ce scrie aici? Cred că asta o să fie întrebarea. Cred, nu știu sigur. Sau nu? Ok. Câți ani am? 14 ani. Hai că am ținut bine. Lemnul de mai jos, itemul de mai jos se numește Miselium sau Pozol. Pozol. Am deschis se craftează. Granit plus cobblestone. Granit plus cobblestone, nu, diorit. Da, diorit, că au aceeași culoare. Este retardat. Deci 14... pozol, cobblestone plus diorit, pillar, quartz sau chiseled pillar. Aparent trebuie să mai învăț câteva blocuri, frate. Deci trebuie să învăț blocurile, băgam aici piciorul. Deci este chiseled. Câți copii o să aibă Sammy și Patricia? Fără număr! Fără număr, fără număr. Ce întrebare, what the fuck, ce întrebare random. Fraților, încă o dată, nu uitați să dați acolo multe, multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri așa super faine cu hărți de abonați, adică hărți făcute de către voi, de către abonați. Ții mei, what? Tir cu arcul, aaa. Nimerește toate Minecraft-urile, apoi trage după țintă pentru a trece la următorul nivel. Deci Minecraft, nu animal. Bă, frate, dar stai că... Haha. Haha. A, păi te-ai băgat în față, porcă. Haha. Am nimerit calul. God damn it. Ha, oh, l-am omorât calul, băi, și prost. Nu mai nimerez Minecraft-ul. Gata, mă, l-am nimerit și acum trebuie să trag după țintă. Bă, frate, deci îmi pare rău de calul ăla. Deci n-am nimerit niciun alt animal decât pe sărăcuțul cal. Hai, mă. Ce om rău sunt, băgam, ești piciorul nivel 5. Sunt un criminal în serie. Trade, nivel 5, trade, informații. Ia să vedem, o cărticică frumoasă. Mai dau o dată pentru că... Uite aici. La acest nivel trebuie să faci jos de o cheie pentru a trece la nivelul următor. Cheia este un redstone torch. Aceasta o găsești la fierarul John. Fierarul John, direct la tine vin, fraiere. Da, întrebarea este fabrica lui Georgel. Pune aici cartofi. Aruncă 300 aici. Ce pui mei, frate? Îmi dau ăștia questuri. Unde ești, John, fierarule? Ia vedem. Bibliotecarul Sami. Fierarul John. A, direct la tine vin, fraiere. Apasă. Adum 20 de bucăți de piele de la bibliotecarul Sami, iar eu îți voi da cheia. Gata, frate, mergem la Sami, bibliotecarul. Gata, și-a găsit Sami vocația. Apasă-l. În mijlocul satului se află o plantație de trestie de zahăr. Ia de acolo niște trestie și du-o la fabrica lui Georgel să o transforme în pagini. A doua pe pagină eu îți voi da pielea pentru a duce ferarul lui John. Deci avem trestie. Iau de aici toată trestia ca ciobanul. Direct în toată trestia asta mă bag și nebun. Să fiu sigur că mi ajunge, frate. Și trebuie să mergem acolo, uite aici, pe aici înapoi, la fabrica lui Georgel. Înțeleg că te-a trimis bibliotecarul Sam să-ți transform trestea în pagini doar cu o condiție. Mi-e tare foame și nu aș putea lăsa fabrica nesupravegheată. Așa că te rog să-mi aduci 25 de cartofi. Îi găsești la fermele din sat, serios? Hai ce-ai uit? Omul mă pune să-i aduc cartofi. Băi, ești de bufira aia, naibii de cartofar. Sile cartofarul. Gata, mă. Gata, mă. Câți cartofi ai? 25 de cartofi. Gata, frate, vin cu cartofii pentru tine, boss.
Dacă omul vrea cartofi, trebuie să-i dăm cartofi. Unde ești, Georgel? Bam, fabrica lui Georgel. Aruncă trestea aici. Toată trestea direct aici. Ok. Pune aici cartofii. Bam, am pus cartofii aici. Acum apasă butonul din stânga. Oh, ce tare! Și am 15 pagini. Pam, 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 pam. Acum mergem la Sami. Sami cel bibliotecar. Mergem acilișa la Sami. Samuel, ce faci? Uite, ce dăm 15 paper pentru 23 de piei. Acum e fericit că am făcut 3 cu el. Ce târza, hai, ceau, man, ne mai vedem. Și mergem acum la fierarul John. Bă, uite, și ăsta a fost un nivel super tare, frate. Bam, resto întorci. Și resto întorciu, ce trebuie să facem cu el? Cam uitat, deci chiar nu știu ce trebuie să facem cu resto întorciu. Cred că trebuie să-l pun undeva, ia, la început. Nici nu știu, sincer. A, pune cheia sus. A, sus, stai, mă. A, aici. Gata, sunt idiot. Deci nu mi-am dat seama că trebuie să activez comment block. Nu m-a întrebat de ce nu mi-am dat seama, nu mi-am dat seama. Bun, nivelul 6. Da, vei fi teleportat către nivelul 6. Mob Arena, mamă, începe nebunia aici. Dre Mob Arena, bate toți mobii. După ce-i bați, apasă aici. Baftă. Bă, ok, cred că trebuie să intru în fiecare arenă. Sunt 4 arene aici. Ca să-i săgeți în fund și în creier, intră aici. Trage de 3 ori de lever. 1, 2, 3. Bă, cred că s-a... Ok, o să trecem peste. Cred că s-a... Trebuia să-mi dea dificultate. Cred că trebuia să apăs pe alt buton. Bate toți mobii. Cred că trebuia să-mi seteze automat dificultatea, știi? Și acum trebuie să trag de 3 ori. O, da. Oricum, de mai multe ori nu se spawnează creeperi. A, aveam o tactică bună cu ăștia. Ce-mi place să fac chestia asta, pe lângă faptul că mai am puțină viață și nu mai rezist. Gata, bă. Asta trebuie să le punem aici în pâine mică. Oh! Pro skills, mate. Mamă, deși cum am... Bă, gamea și piciorul, mamă, deși... Nu se mai spunează, nu? Deci de maxim 3 ori. Bă, frate, ce era să-mi iau bătaia acolo? Ok, hai să mergem acum la zombie. Deci ce tare a făcut și nivelul ăsta. Stai, mai mâncăm un... A, păi ăștia-i batem ușor. Ăsta și baby zombie. Ăsta și pe aici spawnează. O bucată le dau aici de bun? Dar de ce le dau atât de... Gen, o bucată și atât, frate. Sunt prea bun? Sau ce am pe sabie? LOL, Smite 500, sabia Igorașului. Deci eu acum am bat cu sabia Igorașului. Ce dracu, mă. Ok. Hop, așa. Și avem aici tărâmul vrăjitoarelor. Hai să vedem. Da, mă, că nu pot să intru. Gata. Ce caz, mă, pe engine? Bă, ce caută, mă, pe engine aici și zombie? Gata, s-a spawnat vrăjitoare. A, mamă, ce pastea cu poison și cu instant damage, cu mama măsii. Trebuie să le bat repede pe toate, frate. Ce în asta chiar dau puțin damage, frate. Au multă viață, gen, trebuie să dau 3 hituri. Ioi. Îmi place că se mai lovesc între ele când dau cu instant damage-ul ăla. Interesant, mă, ce pot să spun. Hey, that's pretty interesting. Ha, mă. Hai, te omor și pe tine. Bam, gata, bă. Lol, cât mai am poison. Asta mi disperă foarte, foarte grav la vrăjitoare, frate. Îmi dau poisonul ăla, deci durează 7 milioane de ani până îmi dispare poisonul. Mai am poison, gata, mai sunt otrăvit, e bine rău. Ok, dacă ești pregătit să luți vrăjitoarea, intră. Ah, nu știu ce s-a întâmplat, am stat acum pe butonul ăsta. Ok, hai să mergem la nivelul 7. Am să unez, da, am să unez. Nu știu de ce mă mișc atât de încet. Că mi-au dat și să unez, frate. Find the button. Ta-ta-ta-ta. Butonul este în cascadă. Sau pe cascadă. Oh! Deci nu cred că e... A, nu e aici. E bine rău. Am crezut și odată că o să fie aici la cascadă, dar apare nu. Opa! De ce este asta așa? Ia, avem ceva pe aici, prin apropiere? Ceva? Nu, nimic, nu? Not? Mă gândesc pe aici, gen, să nu fie... dar nu cred că are cum. Nu cred că are cum. Cred că este în căsuță, frate. Ba. Merge să intru pe aici, nu merge. Asta n-are cum să fie, dar nu știu ce în casă. Bă, e noob. Bă, frate, și m-am gândit că poate să fie în spatele unui steag. Ok, nu e nici aici în casă. Deci în casă nu este. Bă, da, gen, casa pare destul de mare. Parcă mai are ceva acolo deasupra, știi? Nu știu cum să ajung acolo. Stai așa să mă urc eu aici pe margine.
Poate vezi că este în apă, dar am luat toate ceva că e idiotul, dar nu este aici. Apă pe aici pe jos. Mie să nu fie ascuns pe undeva. Pe aici, adică sigur e ascuns pe undeva. Dar să nu se confunde așa cu designul, știi? Eu tot cred că este în casă. Casa asta este prea mică, frate. Trebuie să fie ceva de super și de mult. Ba, piciorul. Game 3 că ne pierdem toată viața aici. Uite, mă. What? Uite-l, mă, unde era. Bă, și m-am gândit, deci v-am spus să nu se confunde cu designul, bă. Și m-am uitat special pe acolo, crezând că o să fie un buton de piatră, de lemn, de ceva, știi? Și nu l-am văzut, mă, frate. Asta a fost nivelul 7? Cred că... A, da, asta a fost nivelul 7, ci eu sunt, e bine rău. Ok, hai să-l mai găsim încă o dată. Cred că gata, l-am găsit. Gata, l-am găsit. Și mergem acum la nivelul 8, ultimul nivel, practic, ăla este finalul. Hai să vedem. Acum ne luptăm cu Igor Dodon. Ba, nu, de fapt, acum ne luptăm cu Boss Battle, cu cei care l-au furat pe Igor Dodon. Ci că așa trebuie puse blocurile doar pe orizontală. Cum adică doar pe orizontală? Deci trebuie ăla, sau care ordine, că nu înțeleg. Info. Acesta este nivelul în care trebuie să-l înviști pe host și să-l salvezi pe Igor, urcă pe scară și fără de materiale necesare pentru a spawna hostul. Ok. Spre câmpul de luptă. Get items, right click, sign to get the items. Ok. Bă, stai așa să-mi curăț inventarul, nu știu, adică nu cred că am nevoie de toate astea, că astea sunt dropuri. Pui mei, nu știu, eu îmi curăț inventarul, sper să fie mele bune, altceva nu știu ce să zic. Ia. Ok. Mamă, câte item am luat aici. Ok, bun. Deci trebuie să punem itemele cum? Doar pe orizontală. Deci. Deci. Trebuie să fac o poză. Deci numai pe orizontală a zis. Ok. Deci trebuie. Cărbune, gold, cărbune, gold, stand, gold, cărbune, gold, cărbune. Da? Ca să mai prins tot, adică o să luăm așa. Ok, bun, e bine. A, sau trebuie fix așa sub forma lui? Nici nu știu, frate, nu știu, hai să vedem. Avem pickaxe, nu mai avem pickaxe. Am crezut că avem pickaxe. Puneți blocurile cum ți-am arătat când termin de pe la 713. Deci, a, deci, bă, deci. Hai să punem exact cum ne-a arătat acolo. Cărbune, gold, cărbune, armor stand era aici în mijloc. Gold, stand gold, cărbune. Aici este o problemă. Că nu pot să pun acolo. Deci înseamnă că trebuie chiar numai pe orizontală, frate. Atunci știi ce facem, fii atent, în game mode 1. Bag piciorul. E complicat, frate, nu știu. Dar nu știu cum vrea să le pun, că nu s-a exprimat bine. Aia mă disperă pe mine maxim. Hai să-mi dau TP unde a zis să ne întoarcem la nivelul ăsta. TP 713, 5526. Ok, hai să mai mergem o dată aici. Mai luăm încă o dată itemele de care avem nevoie. Nivelul 8. Mamă, cum s-au beat engine ăștia. Cred că se aude mai multe ori itemele de care am nevoie, to be honest. Ia, hai să vedem. Deci, mergem aici, dăm click dreapta. Nu pot să le mai iau. Nu pot să le mai iau, cred. Deci, atunci le punem numai așa cum a zis el, doar pe orizontală. Deci a zis doar pe... Așa trebuie puse blocurile doar pe orizontală. Cum adică doar? Numai. Are mai multe sensuri doar ăla. Numai că pe orizontală, gen în loc de doar merge numai că sau doar toate blocurile pe orizontală. Ok, nu știu, hai să vedem. Mai încercăm o dată. Dacă nu, frate. Nu, no, deci doar pe orizontală. Deci cum am zis eu, acolo practic. Deci cărbune gold, cărbune, cărbune gold, cărbune. Stand. Deci cărbune gold, cărbune gold. Stand. Gold, cărbune, gold, cărbune, gold, cărbune, gold, cărbune. Asta este numai pe orizontală, știi? Aia este problema, că nu înțeleg la ce vrea, nu știu, de la viața mea. Păi mie, eu l-am pus. Cărbune, gold, cărbune. A, cred că știu, fii antena. Cărbune, gold, cărbune. Și cărbune, gold, cărbune. Gold stand, gold. Stand gold, cred că așa trebuie. Cărbune gold, cărbune, cărbune gold, cărbune. Da, mă, uite, așa trebuie. What the fuck, ce se spune de aici, mă? Ioi, bă, frate. Unde mi-e sabia? Nu mai e sabie. Și mă urmărește ceva. What the fuck? Păi și-o trebuie bătaia? Bă, stai, mă, un pic, ești de bun? Dispar direct cu blocurile. What the fuck?
foc. Bă, ești nebun? Enchant power, nu știu cât era, 3. What the fuck? Die you fool, Herobrine. What the fuck? LOL. LOL. Stai un pic. Enchant Charmne, Enchant Zandrei, Charmnes 5. Ok, nu e bine. Stai că avem nevoie și de Golden Apples, că aveam foarte multe mere de astea. Puii mei, bă, frate, ce e aici, ești nebun? Dar nu eram pregătit, frate. Ok. Deci, stai acum, pe cine trebuie să bat, că nu înțeleg. N-a spart pe ăla. N-a spart pe ăla, plecăs de aici. Uai, ce aici, să mor eu. Mamă, deci, îmi cad blazer de alea în cap. Dar mai distrug asta, nu știu de câte ori trebuie să distrug porcarea, frate, nu știu ce mai trebuie să distrug. Ioi. How dare you, Herobrine, what the fuck. Bă, a venit după mine. Why? What the fuck? LOL, ce dracu se întâmplă. LOL, deci arta asta este genială, frate. Ioi, mi-a dat slow, nu știu ce mi-a dat aici. Wow! Bă, ești nebun? LOL, deci fraților, sunteți acolo cu multe, multe like-uri pentru arta asta. Stai să și blocăm. Mamă, deci e nebun boss battle-ul ăsta, frate. E nebun, e curată. Bine că am reușit să-l punem, frate, că altfel ratam o grămadă, ești nebun. Mamă, deci neapărat multe like-uri pentru arta asta, frate. O hartă genială. Mamă, ce-mi dă ăsta. LOL, au apărut și zombie. De ce? De ce? De ce? Lasă că eu mor eu pe toți. Mamă, despanez pe ăsta cu Lico. Hai mă, frate. Bă, dar aveam smite-ul la level 500. Mie știți ce mie? Să nu fi avut nevoie de smite-ul la level 500. Știți că eu aveam smite 500. Și poate aveam nevoie de smite 500 pentru mobul ăsta. V-ați gândit la asta? LOL. Eu nu m-am gândit la asta. Iarăși vine. Mă lași în pace, te rog frumos. Hai, te rog frumos. Să sunt om de rău. Aolo! Sunt... Oh! No! LOL, eu de-abia mor pentru că am regenul prea mare. What the fuck? Ok. Lasă că acum murim. Ok. Hai că a fost bine. Nu mai este nimeni aici. I-am omorât pe toți. Nu știu, a dispărut Herobrine. S-a evaporat, frate. Nu mai știu care, unde trebuia să mă teleportez, zici, nimă. Aici trebuia să mă teleportez. Hai la final, frate. Nu știu, ne-a bătut Herobrine, dar... Deci a fost ciudat nivelul ăsta. Să-mi bat piciorul. Dar a fost tare. Chiar mi-a plăcut. Final. Nu! Așa. Nu mi-a prea ieșit Zandreiul. Cum să nu-ți iasă, frate, uite de tare arată. Mersi că mi-ai jucat arată, sper că te-ai distrat. Introduc discul în jukebox-ul din stânga. Dacă nu se aude, intră în setări și crește volumul la jukebox. Apăsă pentru a vedea harta. Și m-a teleportat. Nu, bă, fraților, cam asta a fost harta. A fost o artă genială, frate, mi-a plăcut extrem de mult. Nivele, super nivele originale. Bine, unele dintre ele vă dați seama, dar chiar au fost super, super geniale. Nu uitați, săriți acolo cu multe, multe like-uri dacă v-a plăcut și dacă vreți mai multe clipuri de acest gen. Și ne auzim data viitoare. Am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ceau, bă, pa!